când vine vorba de încercare, e bine să ținem cont de un aspect foarte important, vârsta la care intervine aceasta. Am îndrăzneala să spun că un copil are nevoie de lapte matern și acesta este singurul tip de lapte necesar în viața lui până cel puțin la vârsta de un an. Dacă încercarea intervine după vârsta de un an, din punctul meu de vedere, el nu mai are nevoie de alimentul numit lapte, indiferent de unde provine, pentru că laptele provine de cele mai multe ori de la un animal. Eu spun mereu și îndrăznesc să spun lucrul acesta, că omul este nebun și omul consumă laptele altei specii la vârste la care nu are tot ce îi trebuie să poată să digere acel lapte. Este îndrăzneață această afirmație, dar noi chiar într-adevăr nu avem nevoie de lapte ca și aliment de sine stător. Dacă îl folosim în diverse alte combinații cu alte alimente, de exemplu cereale, e cu totul și cu totul alt aliment. Dar paharul de lapte sau cana de lapte servită de un copil de 3 sau 4 ani sau de 5 ani este nebunie curată. Dacă încercarea intervine sub vârsta de un an, evident, trebuie să alegem un lapte. Laptele formulă existent pe piață în momentul acesta provine dintr-un lapte de vacă. Laptele de vacă este destul de controversat ca el să fie administrat sub formă crudă, să zicem așa, direct de la vacă copilul. Însă cele mai apropiate două tipuri de lapte, ca și compoziție față de laptele matern, sunt laptele de capră sau laptele de iapă. Lucru foarte puțin cunoscut și neexploatat, pentru că cantitatea de lapte pe care o produce și capra și iapa este destul de mică, comparativ cu cea produsă de vacă. Și atunci există doar o opțiune, laptele formulă provenind din laptele de vacă. Evident, el este trecut prin procesul de fabricație prin diverse etape, astfel încât să fie cât mai aproape de. Dar este foarte greu de a pune și cel mai mic semn egal între laptele matern și laptele formulă provenind din laptele de vacă. După vârsta de un an, însă, putem renunța la acest lapte formulă din alimentația copilului. El nu mai este alimentul de bază, iar alimentația solidă poate prelua acea cantitate de lapte care nu mai există în alimentație. Variantele sunt discutabile în egală măsură. Pe de o parte avem lapte din comerț, care este foarte procesat. Inclusiv, fac o mică paranteză, acel lapte care este pasteurizat la temperaturi foarte înalte, el nu mai este considerat lapte viu. Există foarte multe studii care arată fotografii mărite ale unei mici cantități de lapte viu, în care se văd celulele vii, de fapt, și un lapte procesat la temperaturi înalte, care este alb ca o coală de hârtie. Nu mai are absolut viu în el și benefic corpului uman. De fapt, este o apă colorată care, din contră, are și efecte adverse pe parte digestivă și nu numai, de sănătatea întregului corp. S-a făcut un studiu chiar pe piața românească, printre mai multe branduri producătoare, și s-au analizat compozițiile acestor tipuri de lapte. Unele dintre ele conțin printre ingrediente chiar și zahăr. Laptele formulă, de fapt, la origine este o combinată între făină, zahăr și apă. Este sănătos un astfel de aliment sau este sănătoasă o astfel de combinație pentru un copil? Foarte puțin am răspunde că da, mai ales la vârste mai mari, peste un an sau doi. Și legat de laptele vegetal avem oarecum aceeași împărțeală, dacă încercarea intervine până la vârsta de un an sau după vârsta de un an. Pentru că nu orice tip de lapte vegetal sau băutură vegetală este benefică unui copil de 7 luni, de exemplu, sau de 8 luni. Da? Și în cazul acesta, dacă un copil primește lapte matern, să zicem, până la vârsta de 4 luni și mama decide să completeze alimentația lui cu un alt tip de lapte, iar opțiunea în ceea ce privește dieta familiei acelui copil este una vegetariană,
Atunci e nevoie să țină de cont de mai multe aspecte. Tipul de lapte ar putea să fie o băutură vegetală, care la această vârstă și până la vârsta de un an este de lapte de orez sau lapte de soia. Peste vârsta de un an se poate introduce în alimentația copilului și lapte de nuci și de semințe, acestea fiind alimente cu potențial alergen și introducându-se în alimentație un pic mai târziu, inclusiv și băutura provenită din ele. Pentru anumiți copii, laptele vegetal poate fi o opțiune după înțărcare. Dar trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. Vârsta lui, și atunci opțiunile pe care le avem în acest sens sunt din lapte de orez sau lapte de semințe de susan sau lapte de soia. Dacă este peste vârsta de un an, adăugăm la aceste opțiuni și băuturile făcute din diverse nuci sau semințe. De cocos, de migdale, de alune de pădure, de nuci românești, de caju și orice nuci și semințe am putea folosi în casă. Alegerea tipului de lapte, de continuare să zicem așa, ține și de dieta familiei și de opțiunile părinților legate de alimentație. Pentru că dacă avem o familie care a adoptat o dietă vegetariană, atunci laptele formulă este discutabil. Da, și merg pe varianta de a alege o băutură vegetală. Atenție însă la aportul de vitamine din complexul B, care ar putea fi suplimentat de către medic cu o recomandare de supliment. Dacă o familie are o dietă omnivoră, să zicem, atunci ei pot opta și pentru varianta de lapte formulă provenind din laptele de vacă.